Ați apărat pe finalul sezonului la Dinamo. Aveți 6 meciuri. Povestiți-ne cum ați apărat la Dinamo. Am apărat v-am spus, așa. Eram într-o zi în cantonament la Săftica, jucam a doua zi cu Placăra Moreni. Ok. Ne trezim cu generalul Nuță. Da. La vremea era cu miliții pe România. Da. Ne trezim la Săftica cu el. Da. Ne-am strâns imediat, ne-a strâns Nea Mircea în sala de ședințe, alea a venit generalul. Băi, băieți, ce faceți? Cum sunteți? Alea. Să știți că mâine a venit ziua când trebuie să o ajutăm pe surioara noastră mai mică, Placăra Moreni. Da, astea o să punem detalii la punct cu domnul Lucescu, cu alea, voi să vă vedeți de treabă, să vă vedeți de nu știu ce. Ce îl întreabă? Băi, Lucescule, exact așa îi spun. Băi, Lucescu, de-aia spune, campionatul care-i treaba? Luăm și noi campionatul anul ăsta. Păi, doar sunt generală, știți, are să te iau vreo 10 puncte. El habar n-avea câte, că era pierdut campionatul, era pierdut în momentul ăla campionat. Steaua, dați seama, câștiga Steaua toate meciurile, da. Unde Dumnezeu să mai... Așa. Nu luăm. Bă, dar Cupa României? Păi Cupa României, doar general, nu știți, ne-a spus Sportul Ștențesc, nu? Păi Cupa și Dinamo nu ia nimic anul ăsta? Păi ce să mai luăm doar și general? Păi, Lucescule, păi ia să luăm gheata de aur. Câte goluri ai, cămătarule? Păi am 6 goluri, 6-7 goluri, nu știu câte sunt. Păi gata, de mâine toată lumea muncim și îl ajutăm pe Cambiu să iei gheata de aur. Nu, avea mai multe fost. Totuși, avea vreo 20 și ceva, avea vreo 20 și ceva în momentul. Nu mai țin minte. Da, nu mai țin minte, exact. Dar i-a spus, de mâine toată echipa va lupta să îl ajutăm pe Camie să ia gheata de aur. Așa. Seția a doua zi l-a luat o durere de spate fantastică. Așa. L-a luat o durere de spate că i-a spus lui, pregătește când vezi că aperi, vai de mine. 3-3 acasă, cu Oțelul. Meci după, înainte de care a povestit Zdrobiș că Lucescu a intrat în vestiarul lor și a zis, domnule, trebuie să se termine atât, Cami dă 3 goluri, dăm așa, așa, da. Așa. Domnul Ștucan, da. Și minutele ne le spunea. Dar de ce minutele? Pentru ce minutele? De ce era nevoie de minute? Păi, să nu stârnim spectatorii. Uitați-vă la meciul cu Placăra Moreni, că generalul Nuț atunci ne-a spus când să dăm golurile. Dar de ce totuși? Dăm noi primul gol. Da. Sau povestiți exact. Așa. Strategia spectatorii să aibă cât mai puțin timp șoc. Înțelegeți? Deci spectatorii să nu conducă Flacăra Moreni pe stadion la Dinamo vreo 40 de minute. Aha. E așa scandal. Ok. Deci ne spunea, alea dă oia gol, alea și ultimii minuți, alea, pac, ne-a dat gol Flacăra Moreni și sănătate pa la revedere.